Ar vrea să fii pe exact aici. Olu, mă sperii. Le închid ochii. Da? Când îți spun eu. Da. Le deschid ochii. Da? Când îți spun eu. Da? Vei răspunde la întrebări doar în momentul în care îți spun eu o întrebare. Da. Da? Vei avea mâinile întinse. Deci unde? Vreau să ai încredere. Da, da, eu vezi că am trei copii, am nu știu ce. Niciun fel de lucru, trebuie doar să ții minte. Vei avea mâinile întinse. Da, eu la un moment dat te voi atinge, trebuie să ții minte de câte ori și unde. Întinde mâinile? Da. Închide ochii. Ții mâinile exact așa și ții minte. Prima întrebare. Da. Ai simțit mai devreme că te-am atins? Da, da sau nu? Da. Da? Da. Ok. A doua întrebare, Pavel. De câte ori ai simțit mai devreme că te-am atins? Cam de 2-3 ori. Fără să deschizi ochii, Pavel. Mhm. Indică locul unde ai simțit. Acum. Deschide ochii. Asta mi-e. Da. Asta mi-e. Da. Vrei să spun adevărul sau vrei să te mint? Spune-mi adevărul, că eu de ce merg pe adevăr. Nu te-am atins niciodată. Serios? Am atins el. Nu? Păi cum că am simțit aici? L-am atins pe Smaile, ce ai simțit? Îți dai seama ce legătură puternică avem? Nu mă, dar chiar nu te-a atins niciodată. Serios? Cu cuvântul meu. Am simțit aici. Da, mă.